Ziua rezervistului militar sărbătorită la Drobeta Turnu Severin. La acest eveniment inedit au fost prezente atât autoritățile locale cât și cele județene, transmițând rezerviștilor recunoștință pentru serviciile prestate cu onoare pentru patria noastră. Ziua rezervistului militar este sărbătorită anual în data de 31 mai. Cu această ocazie, instituțiile publice din cadrul Sistemului de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională pot sprijini evenimente asemenea celui de astăzi, desfășurat la Palatul Culturii Teodor Costescu. În cinstea tuturor rezerviștilor militari a fost organizat un eveniment unde au fost prezenți atât reprezentanți ai autorităților locale, cât și reprezentanți ai autorităților județene. Președintele Consiliului Județean Mehedinția, Radin Georgescu, a fost prezent la această întrunire. Acesta a cerut tuturor militarilor care și-au încheiat cariera activă și au trecut în rezervă să educe în continuare tinerii în spiritul patriotismului autentic. Rezerviștii militari, fie că provin din Armata Română sau din Ministerul de Interne, reprezintă o categorie socioprofesională cu un statut bine definit în cadrul societății românești contemporane, care merită recunoaștere, respect și prețuire din partea societății și a țării, față de care și-au făcut cu prisosință datoria, gata oricând de sacrificiu. Aveți o contribuție esențială la ceea ce reprezintă România astăzi, un aliat credibil și important în cadrul Alianței Nord-Atlantice, participant activ în proiectele Uniunii Europene, în domeniul apărării, și partener de încredere al Statelor Unite ale Americii. Consiliul Județean Mehedinț și eu personal v-am arătat cu fiecare ocazie respectul și prețuirea pe care vi le purtăm. Îmi permit să vă transmit că am și așteptări de la fiecare dintre dumneavoastră. Generațiile viitoare trebuie să știe că militarul este un om vertical, devotat unor principii statornice și neînclinat din fața misiunii nobile prin care slujește țara și interesele ei, precum apărarea valorilor fundamentale, a tradițiilor și simbolurilor naționale. La fel de important este că puteți cultiva valorile civice ale statului de drept și puteți educa tinerii în spiritul patriotismului autentic. În numele cetățenilor din județul Mehedinți, vă mulțumesc și vă felicit pentru faptul că rămâneți atașați valorilor care pot dezvolta în continuare țara. La mulți ani, distinși rezerviști! Vă adresez sincere urări de sănătate și pace, viață frumoasă, bucurii și pensie cât mai lungă. Prefectul județului Mehedinția, Alin Isuf, a transmis urări călduroase oamenilor care au apărat cu pieptul țara și societatea civilă și a mulțumit pentru profesionalismul de care au dat dovadă aceștia pe tot parcursul carierei. Este un moment în care noi, autoritățile, societatea civilă, diversele organizații civice, avem un prilej de a ne exprima niște gânduri vis-a-vis de dumneavoastră, rezerviști militari. Și aceste gânduri nu pot fi decât de bine, pentru că dumneavoastră faceți parte într-o categorie specială care ați servit țara, ați servit societatea noastră la locurile dumneavoastră de muncă. Indiferent că ați funcționat într-un spectru mai larg, în apărare, siguranță națională sau ordine publică, dumneavoastră v-ați făcut datoria acolo unde ați activat, față de instituția noastră, față de societatea noastră, față de țară. Permiteți-mi să-mi exprim cele mai bune gânduri, prețuirea noastră și recunoașterea pentru ceea ce ați făcut de-a lungul carierei dumneavoastră și pentru ceea ce faceți și astăzi. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a fost și el prezent la acest eveniment, arătându-și toată recunoștința pentru rezerviștii militari care s-au dedicat toată viața lor pentru a servi patria. Astăzi, când cuvinte ca patriotism, dragoste de țară au devenit așa desuete, au undeva la subsolul societății românești, noastre reprezentanți puntea de legătură dintre cei care și-au iubit cu adevărat țara și cei care astăzi încearcă să ocolească această zonă. Aveți obligația și menirea să continuați să vă învățați nepoții, copiii, să-și iubească țara, să-și iubească orașul, județul în care trăiesc, să fiți în continuare stâlpi ai societății, așa cum ați fost în toți acești ani. Evenimentul realizat astăzi cu ocazia Zilei Rezerviștilor Militari a fost un prilej pentru autoritățile locale și județene să le mulțumească acestor oameni care au servit cu onoare patria românească.